Cu ajutorul unui utilaj denumit inspector de poduri, autoritățile au făcut inspecția viaductelor. În urma controalelor, reprezentanții secției de drumuri Târgu Jiu au făcut și un bilanț. Este un utilaj complex, multifuncțional, MOC, așa îi spunem noi, utilaj folosit în activitățile de revizie ale podurilor și unele activități de întreținere curentă la poduri. Sunt utilaje folosite pentru a se putea interveni efectiv sub pod, în zona grinzilor, în zona de sprijin ale grinzilor și ca de fiecare dată cu inginerii de poduri, cu inginerii specialiști, se trag concluzii în legătură cu funcționalitatea podului, dacă sunt probleme, ce se impune să intervine, dar frecvent noi intervenim la curățirea și ungerea lagărilor de rulare ale grinzilor atunci când se dilată sau se contractă. Drumarii vor continua și în viitor verificările pentru a se asigura că totul este bine pus la punct. Sigur că vom continua, este o activitate permanentă care se folosește în cadrul Companiei Naționale de Drumuri și Poduri și la nivel național sunt mai multe utilaje, acționăm atunci când este graficul prevăzut sau atunci când se impune. Dumnezeu să ne ajute și să avem poduri bune, să nu avem evenimente. Mai mult, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere dă asigurări că în țară construcțiile nu au probleme și că nu există riscul ca incidentul din Italia să se repete și la noi.